Olimpiada de informatică a Europei Centrale, care s-a desfășurat la finalul lunii iulie la Bratislava, în Slovacia, i-a adunat pe cei mai buni dintre cei buni informaticieni din această parte a continentului. România s-a numărat printre țările participante, iar din lotul tricolor deplasat în Slovacia s-a aflat și mușceleanul Bogdan Sitaru, elev al clasei a 12-a Colegiului Național din Nicu Golescu. Tânărul informatician a adus României una dintre cele două medalii de argint obținute, cea de-a doua aparținându-i elevei Laura Ioana Georgescu de la Liceul Internațional de Informatică din București. Medalia de aur și implicit titlul european la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale a obținut-o Teodor Pierre Moroianu, elev în clasa 12-a la același prestigios liceu internațional din București. Bogdan Sitaru a făcut parte din echipa de robotică WhatsApp a Colegiului Național de Nicu Golescu, care a reușit să se claseze pe locul 5 la concursul internațional de robotică desfășurat în Statele Unite ale Americii, la Detroit.